Puțin după ora 7 s-a dat startul vânzărilor pe o platformă online. Specialiștii spun că multe familii și-au făcut un buget special pentru o astfel de zi, dar și liste clare cu produsele urmărite. Sondajele pe care le făceam ne arătau că peste 56% dintre clienți prezentau o intenție puternică de cumpărare. Bugetul pregătit de clienți, 2855 de lei în medie, se afla la 11% mai mult decât anul trecut. Carnea de porc este, dacă vrei, un exemplu extrem și arată că, într-adevăr, orice se poate cumpăra din online. Anul ăsta avem o cantitate dublă, deci avem 100 de tone de carne de porc și mezeluri care ne așteptăm să se vândă. Pentru comercianți, momentul Black Friday înseamnă pregătiri intense cu câteva săptămâni în urmă. Ce înseamnă oare Black Friday în spatele ușilor închise? Ei bine, suntem într-un astfel de loc și putem să vedem o mare de pachete, o mare de cutii pregătite pentru a fi livrate tocmai astăzi. Ei bine, hala în care suntem are numai puțin de 125.000 de metri pătrați. Și dacă vă întrebați cam câte cutii sunt într-un astfel de loc, ei bine, sunt 12,5 milioane care așteaptă să fie livrate în câteva ore. Într-un astfel de depozit, pe linia de asamblare a coletelor ce urmau să fie expediate, sunt utilizați aproape 250 de roboți. Suntem într-o zonă în care există practic două lumi. O lume tehnologizată, computerizată, plină cu roboți, dar și cu benzi transportoare de peste 10 km, în care roboții iau fiecare cutie în parte și o aduc pe aceste benzi până într-o zonă în care se află, în sfârșit, oameni. Vorbim de aproape 1500 de angajați care au rolul de a verifica dacă există cumva erori și, în cele din urmă, de a împacheta toate pachetele. Apetitul oamenilor de a cumpăra într-o astfel de zi se traduce prin recorduri de încasări, chiar dacă ofertele trebuie bine cântărite. M-am uitat puțin. Sunt foarte mici diferențele. Adică 10% mi se pare puțin. Eu nu cred în Black Friday, cred că acum la începutul noiembrie au scumpit prețurile și acum le-au scăzut. Și asta chiar s-a întâmplat, că am urmărit, că am vrut să-mi iau, acum că tot vine iar, am vrut să-mi iau și o placă să mă dau pe snowboard și m-am uitat să văd de înainte, era prețul mic, acum l-au crescut și l-au tăiat acum iară. Am înregistrat prima 100 de milioane de lei vânzare în 13 minute, ca să ne facem o idee, anul trecut înregistrasem același nivel la 19 minute de la start. Minutul de aur, există un minut de aur, la 7 și 19 l-am înregistrat, am primit comenzi de 9 milioane de lei. La final de zi, oficialii companiei spun că se așteaptă să vândă produse în valoare de peste 680 de milioane de lei, cu 40 de milioane de lei mai mult față de anul trecut.